Cel ce a izbăvit pe tine din cuptor făcându-se om, mărtimește ca un muritor și prin patimă pe cel muritor îl îmbracă în podoaba nestigăciunii. Cel ce este singur binecuvântat, Dumnezeul părinților și prea. Lumina Sfântă a Învierii să pătrundă în sufletul și inimile dumneavoastră, bucurându-vă de minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Vă doresc cu un Paște fericit alături de cei dragi. Hristos a înviat! Dragi pășcăneni, cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale, vă doresc să aveți parte de pace și lumină în suflet alături de cei dragi. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos să vă aducă bucurie și fericire în familie, prosperitate și liniște în casă. Hristos a înviat! Paștele este o perioadă în care ar trebui să reflectăm mai mult asupra lucrurilor importante din viața noastră. Paștele înseamnă, în primul rând, învierea speranței, împăcarea cu sine, împăcarea cu ceilalți, îndepărtarea de rău și apropierea de bine. Îmi doresc să fim cu toții sănătoși, să putem lucra și construi un viitor mai bun pentru noi și pentru copiii noștri. Vă doresc sărbători fericite, pace și bucurie. Hristos a înviat! Sărbătoarea Sfintelor Paști, cea mai importantă sărbătoare ortodoxă, prin credință în învierea Domnului, dă sens vieții noastre de fiecare zi și a felului în care trăim această viață. Fie ca Sfânta Sărbătoare Pascală să ne apropie de taina Învierii Domnului, să ne aducă în suflet pace și bucurie. În aceste zile, fiecare dintre noi să fie mai bun, mai omenos, mai lipsit de griji. Să lăsăm deoparte nevoile care ne apasă, să ne gândim spre viitor, să ne aplicăm spre toți semenii noștri cu bunătate și iubire. Smerenia, puritatea și înțelegerea sunt darurile pe care le primim cu toții de Sfintele Paști. Să ne bucurăm de ele cu omenie și dragoste. Vă doresc să vă petreceți această sărbătoare în liniște, pace, să vă bucurați de căldura sfântească a familiei și a celor dragi. Vă urez un Paște fericit, zile senine, zile frumoase, liniște și să ne revedem după acest Paște plin de energie și voie bună. Hristos a înviat! Dragi ieșeni, cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște, vă doresc să aveți liniște, bucurie, familie aproape și multă, multă lumină. Cu mult drag, Hristos a înviat, vă urează deputatul Petru Movile. Sfintele Sărbători ale Învierii Domnului nostru Iisus Hristos să ne găsească mai buni, mai înțelepți, mai milostivi, mai smeriți, dar să primim mai multă sănătate, mai multe bucurii și să avem parte de multă liniște și pace sufletească, dar și multă lumină alături de cei dragi. Hristos a înviat! Cu ocazia sărbătorilor de Paște, le doresc cetățenilor Comunei Lespes multă sănătate, fericire și să dea Dumnezeu ca aceste sărbători să se găsească alături în familie de cei dragi. Dragi cetățeni ai Comunei Valesată, cu ocazia sărbătorilor pascale, vă doresc multă sănătate, fericire, fie ca lumina Învierii Domnului să pătrundă în casele dumneavoastră cu bunăstare, fericire și mult noroc. Hristos a înviat! Cu ocazia Sfintei Sărbători de Paște, urez locuitorilor Comunei Stolnice Împrăjescu multă sănătate, fericire, belșug în toate și lumina Sfântă a Învierii să aducă liniște sufletească în casele lor. Hristos a înviat! Cu ocazia Sfântelor Sărbători Pascale, doresc tuturor locuitorilor Comunii Vânători și nu numai lor, mult sănătate, liniște sufletească, sărbători fericite. Hristos a înviat! Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să ne vie asupra dumneavoastră sănătate, belșug și bucurii, iar lumina din noaptea sfântă să vă ridice sufletul spre noi trepte spirituale și să vă însoțească pașii pe drumul vieții. Hristos a înviat! Dragi locuitori ai Comunei Ruginoasa, cu ocazia sărbătorilor pascale, vă transmit multă sănătate, fericire alături de prieteni și familie și Hristos a înviat! Cu ocazia sărbătorilor pascale, primarul Comunei Helești dorește multă sănătate, fericire. Aceste
Sunt zile care trebuie să fim mai buni și să ne găsim în noi, mai mult ca oricând, puterea de a dărui și de a ierta. Lumina din noaptea Sfântă a Învierii să vă fie prilej de bucurie creștină și de înălțare spirituală. Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului să ne aducă încredere, lumină și iubire, să fim mai buni, să ne bucurăm de frumusețele lucrurilor care ne înconjoară și să dăruim iubire celor dragi. Hristos a înviat! Să dea Dumnezeu ca lumina sfântă să vă intre în suflete, în case și, nu în ultimul rând, vă doresc ca în aceste zile de sărbătoare să vă bucurați de cei dragi și de bucatele pe care le veți pune pe mese și, nu în ultimul rând, vă doresc sărbători fericite și Hristos a înviat! Cu ocazia sărbătorilor Sfintelor Paști, în calitate de candidat independent la Consiliul Local Pașcani, urez tuturor pășcănilor multă sănătate, fericire și un Paște fericit! Dragi pășcăneni, azi, în zi de sărbătoare, să coboare liniștea și pacea, lumina Învierii lui Iisus, să dăinuie în sufletele voastre, să vă lumineze viața și să vă aducă renașterea credinței, speranței, bucuriei, cu căldură în suflete, să fiți mai buni cu cei ce au nevoie de dragoste și sprijin, să aveți inimile pline de bucurie. Hristos a înviat! Sărbători fericite! Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului Iisus Hristos să vă binecuvinteze casele, familiile și întreaga activitate, să vă deschidă inimile spre credință, iubire și iertare. Minunea Învierii să vă aducă speranță și pace în sufletul dumneavoastră. De asemenea, vă doresc să aveți parte de multă sănătate și tot ce vă doriți, să vă bucurați de Sfintele Paști, de această sărbătoare mare a Ortodoxiei, împreună cu familiile dumneavoastră și să fiți binecuvântați. Hristos a înviat! Doresc să urez clienților noștri și locuitorilor municipiului Pașcani multă sănătate și multă liniște în suflet cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște.